Top 10 cele mai mari mistere istorice care probabil nu vor fi rezolvate niciodată. Există unele mistere istorice care s-ar putea să nu fie niciodată rezolvate, de la data nașterii lui Isus, la identitatea lui Jack Spintecătorul și până la locația mormântului Cleopatrei. Uneori, acest lucru este cauzat de faptul că s-a pierdut materialul relevant sau că un sit arheologic a fost distrus. Alteori, se datorează faptului că este puțin probabil ca noi dovezi să apară sau că dovezile care au supraviețuit sunt prea vagi pentru a-i conduce pe cercetători la un consens. Astăzi, vom arunca o privire asupra 10 dintre aceste mistere istorice care s-ar putea să nu aibă niciodată explicații definitive. Unde este îngropat Alexandru cel Mare? La doar 32 de ani, Alexandru cel Mare a străbătut Asia, cucerind o regiune care se întindea din Balcani până în Pakistan și conducând cel mai mare imperiu din lumea antică. Apoi, în anul 323 înainte de Hristos, a murit, iar imperiul său s-a prăbușit ca un castel de cărți de joc. Conducătorul a fost doborât de o boală în Babilon, în prezent Irak. Documentele istorice sugerează că unul dintre generalii săi i-a adus trupul înapoi în Egiptul antic, 2 ani mai târziu, și că trupul său a fost ținut în orașul Memphis, în timp ce un mormânt a fost construit pentru el în Alexandria. Cu toate acestea, nimeni nu știe exact unde se află acel mormânt emblematic. Unii au sugerat că acesta este sub valuri, deoarece a fost construit în zona palatelor, care este acum scufundată. Chiar dacă, în cele din urmă, ar fi găsit, ar exista probabil puține semne de identificare care să dovedească faptul că mormântul a aparținut celui mai mare lider al lumii antice. Istoricii care au descris construcția mormântului au lăsat puține detalii în ceea ce privește localizarea lui, astfel că cercetătorii ar avea nevoie de o inscripție intactă pentru a-l găsi. A existat cu adevărat regele Arthur? Povestea regelui Arthur a fost pusă și repovestită de numeroase ori de-a lungul a peste 1000 de ani. Camelot, Cavalerii Mese Rotunde, Vrăjitorul Merlin și Sabia Excalibur sunt toate părți celebre ale poveștilor arturiene. Cu toate acestea, dacă regele Arthur a existat cu adevărat, realitatea a fost probabil mai puțin magică. Cele mai vechi relatări care au supraviețuit datează din secolul al IX-lea și vorbesc despre un lider, poate nici măcar rege, care a dus mai multe bătălii împotriva saxonilor. Chiar și acuratețea acestor relatări este discutabilă. Există o serie de locuri în Marea Britanie pe care legendele le leagă de regele Arthur, cum ar fi Tintagel, un loc de coastă despre care se presupune că ar fi fost casa regelui Arthur. Dar săpăturile nu au confirmat dacă Arthur a trăit vreodată acolo sau chiar a existat. În cele din urmă, pare puțin probabil ca savanții să știe vreodată cu siguranță dacă a existat un rege Arthur real sau dacă acesta a fost doar un personaj fictiv. Cine a fost Jack Spintecătorul? Jack Spintecătorul este pseudonimul dat unui criminal în serie anonim care a acționat în Londra între sfârșitul lunii august și începutul lunii noiembrie a anului 1888. Numele este preluat dintr-o scrisoare trimisă Agenției Centrale de Știri din Londra de către o persoană care pretindea că este ucigașul. Victimele erau alese din rândul femeilor care munceau ca prostituate. Crimele se petreceau fie în timpul nopții, fie dimineața de vreme, în locuri publice sau semipublice. Gâtul victimei era tăiat după ce i se mutila trupul. Inutil să mai spunem că Spintecătorul nu a fost găsit niciodată, iar de-a lungul anilor, zeci de persoane au fost aduse în discuție ca posibili suspecți. În cartea sa din 2012, John Morris sugerează că o femeie pe nume Lizzie Williams ar fi fost criminalul, deși alți experți pun la îndoială această ipoteză. Pare puțin probabil ca adevărata identitate a Spintecătorului să fie cunoscută vreodată cu certitudine. Unde este mormântul Cleopatrei?
Scriitorii antici susțin că regina Cleopatra a VII-a și iubitul ei, Marc Antoniu, au fost înmormântați împreună în anul 30 înainte de Hristos. Plutarh a scris că mormântul era situat în apropierea unui templu al lui Isis, o zeiță egipteană antică, și că era un monument înalt și frumos care conținea comori din aur, argint, smaralde, perle, abanoși și fildeș. Locația mormântului rămâne însă un mister. În anul 2010, Zahi Hawass, fostul ministru egiptean al antichităților, a efectuat săpături într-un sit din apropierea Alexandriei, numit în prezent Taposiris Magna, care conține o serie de morminte datând din perioada în care Cleopatra a condus Egiptul. Deși au fost făcute multe descoperiri arheologice interesante, mormântul Cleopatrei nu se numără printre ele. Arheologii au apreciat că, și dacă mormântul Cleopatrei a supraviețuit până în prezent, este posibil ca acesta să fie puternic jefuit și neidentificabil. Soarta chivotului legământului. În anul 587, înainte de Hristos, o armată babiloniană, condusă de regele Nabucodonosor al II-lea, a cucerit Ierusalimul, a jefuit orașul și a distrus primul templu, o clădire folosită de poporul evreu pentru a se închina lui Dumnezeu. Primul templu conținea chivotul legământului, care avea tăblițe în care erau înscrise cele 10 porunci. Soarta chivotului este neclară. Surse antice indică faptul că acest chivot a fost fie transportat înapoi în Babilon, fie ascuns înainte ca orașul să fie capturat. De asemenea, este posibil ca să fi fost distrus în timpul jefuirii orașului. În orice caz, locația chivotului este necunoscută. De la dispariție, au fost istorisite o serie de povești și legende despre soarta chivotului. Una dintre povești sugerează că acesta a ajuns în cele din urmă în Etiopia, unde este păstrat astăzi. O altă poveste spune că a fost ascuns în mod divin și că nu va apărea până la sosirea unui Mesia. Când s-a născut Isus? În timp ce mulți creștini sărbătoresc astăzi 25 decembrie ca fiind ziua nașterii lui Isus, acesta nu s-a născut probabil în această zi. Este posibil ca data de 25 decembrie să fi fost aleasă pentru că este apropiată în timp de Saturnalia, un festival roman care îl celebra pe zeul Saturn. În anul 274, împăratul roman Aurelian a impus pentru 25 decembrie, imediat după Saturnalii, sărbătoarea numită Sol Invictus, ziua de naștere a soarelui nebiruit. Pornind de la aceste sărbători păgâne, mai mulți cercetători consideră că data de 25 decembrie a fost preluată de creștini care au transformat-o în nașterea lui Isus. Cele mai vechi înregistrări despre 25 decembrie, ca fiind ziua de naștere a lui Isus, datează din secolul al IV-lea, la peste 300 de ani după nașterea sa. Documentele antice sugerează că primii creștini nu au reușit niciodată să se pună de acord asupra datei la care s-a născut Isus și chiar și astăzi, mulți creștini sărbătoresc ziua de naștere a lui Isus la date diferite. În cele din urmă, este puțin probabil ca data nașterii lui Isus să fie cunoscută vreodată, de fapt, nici măcar anul exact nu este sigur, deși istoricii sunt în general de acord că a fost undeva în jurul anului 4 înainte de Hristos. Au existat cu adevărat grădinile suspendate ale Semiramidei? Scriitorii antici descriu un ansamblu fantastic de grădini construite în orașul antic Babilon, în Irakul de astăzi. Nu este clar când au fost construite aceste grădini, dar unii scriitori antici au fost atât de impresionați de ele, încât le-au numit minunea lumii. În jurul anului 250 înainte de Hristos, Filo din Bizanț a scris că grădinile suspendate aveau plante cultivate la o înălțime deasupra nivelului solului, iar rădăcinile copacilor sunt înfipte într-o terasă superioară și nu în pământ. Până în prezent, arheologii care au făcut săpături în Babilon nu au reușit să găsească rămășițele unei grădini care să corespundă acestei descrieri. Acest lucru i-a lăsat pe arheologi cu o întrebare.
au existat cu adevărat grădinile suspendate? În 2013, Stephanie Daley, cercetătoare la Universitatea din Oxford, a propus într-o carte ideea că grădinile se aflau, de fapt, în orașul asirian Ninive. În ultimele două decenii, atât Babilonul cât și Ninive au suferit pagube din cauza războaielor și a jafurilor și pare puțin probabil că acest mister să fie vreodată pe deplin rezolvat. A existat insula Atlantida? În secolul al IV-lea, înainte de Hristos, filozoful grec Platon a povestit despre un tărâm numit Atlantida, care ar fi existat în Oceanul Atlantic și care ar fi cucerit o mare parte din Europa și Africa în vremuri preistorice. Conform poveștii, atenienii preistorici atacă Atlantida într-un conflict care se încheie cu dispariția acesteia sub valuri. Deși niciun cercetător serios nu crede că această poveste este literalmente adevărată, unii au speculat că legenda ar fi putut fi inspirată, în parte, de evenimente reale care s-au petrecut în istoria Greciei. O posibilitate este că civilizația minoică, așa cum este numită acum, care a înflorit pe insula Creta până în jurul anului 1400 înainte de Hristos, ar fi putut inspira povestea Atlantidei. Deși Creta se află în Marea Mediterană și nu în Atlantic, așezările minoice au suferit pagube considerabile în timpul erupției vulcanului de pe insula Terra. Oricum, este puțin probabil ca această dezbatere să fie vreodată pe deplin rezolvată. Unde este Sfântul Graal? Sfântul Graal este un obiect misterios și fascinant care a inspirat multe legende și căutări de-a lungul istoriei. Există multe teorii și ipoteze despre ce este Sfântul Graal, de unde provine și unde se află acum, dar nu există o dovadă sigură sau unanim acceptată că Sfântul Graal există sau a fost găsit vreodată. Potrivit unei surse, Sfântul Graal ar putea fi un vas în care Iosif din Arimateea ar fi strâns sângele lui Isus și care ar fi fost înzestrat cu puteri miraculoase. Potrivit altor surse, Sfântul Graal ar fi legat de cina cea de taină. De fapt, abia în Evul Mediu a existat un mare interes pentru el, după ce cei care au scris unele dintre poveștile despre regele Arthur au descris căutarea Sfântului Graal ca pe o căutare pe care regele Arthur și cavalerii săi au întreprins-o. Trebuie spus însă că nu există încercări științifice de a găsi Sfântul Graal, deși acesta continuă să fie popular în ficțiune. În concluzie, nu se poate spune cu certitudine unde este Sfântul Graal sau dacă a existat vreodată. Care a fost scopul construcției de la Stonehenge? Stonehenge, unul dintre cele mai misterioase monumente preistorice din Marea Britanie, constând într-un complex de pietre dispuse în poziții verticale și orizontale, atrage turiști din lumea întreagă și persoane aflate în căutarea unei conexiuni spirituale cu trecutul. Scopul exact al complexului megalitic a rămas necunoscut până în zilele noastre. De asemenea, identitatea constructorilor rămâne un mister. O teorie destul de cunoscută a avansat ipoteza că ar fi fost construit de druizi, o populație existentă în Anglia, înainte de cucerirea romană. Tehnicile arheologice moderne au demonstrat însă că Stonehenge a fost construit cu cel puțin 1000 de ani înaintea druizilor. Istoricii au sugerat că monumentul ar fi putut fi folosit pentru adunări, calendare astronomice, cimitire sau chiar locuri antice pentru vindecare. Trebuie precizat însă că acestea sunt doar teorii și nu există un consens clar în comunitatea științifică cu privire la cine a construit Stonehenge și de ce. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!